Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre site-ul Oro 2.0. Vin multe scrisori pe e-mail în privința că se poate de descărcat un portofel de la ei pe care că când ni s-a trimis 2 bitcoin. Mulți mă întreabă ce de făcut. Eu am făcut verificarea și pot spune că în final, totuși ei, ca să primiți acești 2 bitcoin, trebuie o sumă pentru transferarea acestor 2 bitcoin să le trimiți lor. Ei nu vor că când se plătească din contul lor. Deci ce se întâmplă când noi descărcăm acest portofel? La mine antivirusul se opunea, eu la riscul meu am instalat totuși, când pornim portofelul, el se încarcă ca și site-ul Oro 2. Deci, același stil, cine nu știe, uitați la alte video, unii aici promiteau că unii au spus că mi se dă 2 bitcoin sau un bitcoin, depinde și cod acolo s-a folosit când s-a instalat și el trebuie să lucreze 134 de zile, dar el până când nu se pornește. Posibil că dacă din portofel acești 2 bitcoin i-am scoate, poate că s-ar porni, dar eu nu prea cred. Mi îmi pare că ei pur și simplu adună bani. Totuși ies o taxă destul de mare pentru a transfera acești 2 bitcoin în portofelul nostru. Atunci nu înțeleg ideea că de ce uitați acest portofel când intrăm cu același login care îl avem. La site cu același întreb și în portofel. Deci, uitați, e ca exemplu, spun că trebuie să punem în portofelul nostru bitcoin pe care sunt trimate bani. Deci puneți un portofel, dacă vreți să verificați, în care nu sunt bani, ca să nu vi se fure. Eu am pus un portofel de acesta și când am dat pe el, uitați, am pus portofel, am apăsat pe send, și a început el ceva acolo să facă și în final mi-a dat așa o inscripție unde scrie, eu am tradus, că rețeaua Bitcoin necesită o mică taxă, va fi plătită, așa traduce el, cine știe engleză poate să traduc mai precis, pentru fiecare tranzacție care merge la miniere, adică lor le se duce, altfel tranzacția nu poate fi confirmată. Pentru a asigura tranzacția confirm și Apple să plătească taxa de... Deci trebuie de plătit, uitați, atâta bitcoin lor. Cifra aceasta. Pe acest portofel, care apare când se termină operația aceasta. Când pornim portofelul, am pus aici portofelul nostru. Am apăsat pe send. Și când se termină, uitați, apare portofelul lor, care trebuie să-l copiem și trimitem această sumă. După calculator, ies undeva $145. Eu așa bani liber n-am să risc, decât eu cine vrea să primească 2 bitcoin, este undeva $6600, poate să risc. Eu nu am așa bani liber. $45 ne-am, acum după cursul, care este acum. Și deci, atunci o să vedeți, o să vă vină 2 bitcoin-uri, nu eu până nu vreau să risc, dar deoarece tare mult mă întreabă ce să facem cu acest portofel, eu vă fac video ca să vedeți
ЧСНТ, подающий финал, и ЧР Мишки Бань. Хатунча, Платик, Сенчап, Штайнер, ЧСМРГа, Нуфи, ЧСМРГа, НОСМРГа. Ну, помимо, но вот за что вот прочините, чисто с сайта есть Амаджал. Дар, чинишь ты Платики, он прочинты, тот же мы Дубик Платик, что есть Дреп, дар. Дичину дал и инквачен. Пану чисто дой биткоин, дар и портофел. Кар требу слифать платаши, малеска и водал. Во, 6000 доллар. Да сплатяску ступа за 6 доллар, так само. Тут и странно. Гоница шабой, почини. Дел. Но уж шоп, где проценты. Шчери до проценты для вот на зарплату. Дека идея к св приндела гândul că pe cei care sunt foarte zgârșit în sens că vor cadouri mari. Pic prostia noastră să ne folosească. Eu așa cred. Mai bine intrați în proiecte care sunt mai sigure și astfel de proiecte eu am acum și dacă doriți mă găsiți pe Skype și vă arăt acolo. Cel puțin costă 45 dolari. Într-o perioadă de 10 zile faceți vreo 1500 dolari. Dacă vreți așa ceva, mă contactați în Skype și vă explic. Fără bani acolo n-ai ce face. Dar e mai sigur mult ca acest oră 2. Cam atât ce am răspuns, nu mai bine.